ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Accidentat mortal o femeie și a fugit. Poetul în cetate, omagiu vibrant adus poeziei. A alergat 150 de kilometri pentru a sprijini copiii cu autism. Mobilizare rapidă a polițiștilor pentru identificarea unui șofer care a accidentat mortal o femeie și a fugit de la locul accidentului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La data de 15 septembrie anul curent, în jurul orei 21:45, în timp ce o femeie se deplasa în calitate de pieton pe partea dreaptă a suprafeței carosabile a drumului județean 119B, în localitatea Hemeiuș, a fost surprinsă și accidentată de o auto utilitară de culoare albă care avea aceeași direcție de deplasare. În urma accidentului de circulație, conducătorul auto a părăsit locul producerii evenimentului, fără încuvințarea polițiștilor și fără a anunța accidentul rutier. Din impact, femeia a decedat. Polițiștii biroului rutier Bacău au început imediat cercetările în acest caz și în cel mai scurt timp l-au identificat pe conducătorul autovehiculului implicat în accidentul rutier, respectiv un bărbat de 38 de ani din județul Arad. De asemenea, s-a stabilit și identitatea pietonului, respectiv o femeie de 55 de ani din comuna Ungureni. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,74 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Față de bărbatul în cauză s-a dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței de judecată care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Poetul în cetate, la Biblioteca Municipală Radu Roseti, un omagiu vibrant adus poeziei. O nouă ediție a evenimentului Poetul în cetate a avut loc miercuri 18 septembrie la Biblioteca Municipală Radu Roseti, într-o atmosferă încărcată de emoție și creație literară. Organizată în colaborare cu Direcția de Cultură și Fundația Națională George Călinescu, evenimentul a reunit iubitori ai poeziei, scriitori și profesori, toți uniți de pasiunea comună pentru cuvântul scris. Moderarea evenimentului a fost asigurată de două personalități marcante, profesor Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu și profesor Gabriela Garmacea, care au contribuit prin discursurile lor la crearea unui cadru de reflexie și sensibilitate artistică. Mă bucur să văd că e așa de multă lume aici, că deja e creată o efervescență. Ce pot eu să spun este că acest tip de eveniment, și anume nu în cenaclu, ci un pic mai mult, un pic de ieșire în lume a celor care scriu poezie, eu personal l-am regăsit prima dată în programele Zilelor Culturii Călinescene în 1975, la ediția a șaptea. Acolo apare prima dată cu denumirea aceasta. Fundația Națională G. Călinescu, respectiv societatea G. Călinescu dinainte, s-a preocupat de promovarea oamenilor care scriu. Prima dată au publicat o culegere de poezie, cântece în coloană, și ulterior s-au gândit că asta este o altă formă. Surpriza e așa. Că, vedeți dumneavoastră, parcă oamenilor le place mai mult să audă, să vadă pe viu autorul versurilor, decât să le citească singur sau să le folosească, știu eu, în ce împrejurare. Adică și un pic de socializare, să ne fim noi între noi. Ne-am mai întâlnit odată, dar nu cu acest, sub acest format al poetului în cetate, ci de Florii cu poezie a fost atunci. Și atunci am avut surpriza asta, foarte multă lume venită să asculte poezie. Ia uite că poezia mai trăiește. Și
Eu mai plec de la o idee. Am invitat pe toți cei care au dorit să citească, n-am făcut vreun triaj valoric între dumnealor, i-am prezentat și îi vom prezenta în ordine alfabetică, dar mergem pe ideea că fiecare om care scrie are publicul lui și indiferent dacă niște critici literari zic sau nu lucruri minunate despre omul respectiv, dacă are cititori mulți și dacă are priză la public, înseamnă foarte mult lucrul acesta. De altfel, mă gândeam la faptul că acum vreo câțiva ani, puțini, nu mai știu exact în ce an, Bob Dylan, solist de muzică ușoară, să luăm așa o titulatură, a luat premiul Nobel pentru literatură, pentru textele cântecelor pe care el însuși le scria. Și o motivare a comisiei care a acordat acest minunat, prestigios premiu Nobel, a motivat, unul din motive a fost notorietatea. Versurile lui sunt știute pe de rost de sute de milioane de oameni. Mai iubesc tinerii din ziua de astăzi poezia? Cred că întrebarea e un pic așa, fără răspuns, pentru că în sală sunt prezenți foarte mulți tineri. Da, tinerii iubesc poezia și scriu chiar poezie bună. Avem tineri oneșteni care au publicat deja volume de versuri, care au apărut la edituri prestigioase din România și mă bucur să constat că astăzi e un public numeros la activitatea noastră, ceea ce înseamnă că, iată, moștenirea vechiului cenaclu zburătoru încă... Au rămas rădăcinile adânci, da, în pământul acesta. Da, 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 da. Da, un, da, eveniment astăzi vă găsim în calitate de moderator. Rar vă găsim așa, în această calitate mă refer, dar iată că o ipostază oarecum inedită, în opinia mea. Da, să zicem, pentru onești e inedită. Am mai moderat întâlniri de poezie, dar în alte localități. Astăzi e prilejul de a ne întâlni cu scriitorii oneșteni și mă bucur că mișcarea culturală oneșteană, începută în primăvară cu poezia primăverii, iată acum ne întâlnim cu poezia toamnei, se pare că prinde contur frumos. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, generația tânără, să vină la evenimente și de ce nu să iubească poezia? Da, sigur, poezia e o stare de spirit în care ne regăsim și e bine din când în când să citim câte o poezie. În cadrul manifestării, unii dintre cei mai apreciați poeți locali au adus în fața publicului creații originale. Printre cei care au recitat se numără Alina Postu, Constanța Caitar, Alexandru Dumitru, profesor Ștefan Epure, profesor Doina Ionescu, Cristina Iscru, Celestina Mitroiu, jurnalistul Ion Moraru, Florin Neagu, profesor Aurica Nistor, Ștefania Pușcălău, Andrei Spoială, Nicu Tudose, Vasile Viorel Vrășmașu, profesor Adina Mitroiu și profesor Gabriela Fornică Livadă. Fiecare dintre acești poeți au oferit interpretări personale, aducând în prim plan teme variate de la introspecție personală la teme sociale și culturale. Sunt Doina Ionescu, profesoară de matematică și autoarea volumului de versuri, de poeme, Versul reîntors în destin, apărut exact acum un an, pe 28 septembrie 2023, la editura Carta din Onești, având prezentarea domnului profesor Constantin Tehaș Ciobanu, mentorul meu. Fără aportul dânsului, fără să-mi corecteze, cum zic eu, caietul de teme, între ghilimele, n-aș fi îndrăznit să trec direct de la matematică la poezie, deși eu scriu de 19 ani. Ați anticipat următoarea întrebare. Cum se împacă matematica cu poezia? Metafora. Întotdeauna am simțit așa, având o parte de ceva artistic în ființa mea. Soțul meu cânta cu Adrian Păunescu, premiat Andrei Alma și premiat cu, despre el este vorba în carte, ochii lui albaștri, părul lui bălai și el frumos, mai frumos decât tot frumos, îl vedeam eu. Așa, revenind la carte, cum se împacă matematica? Păi întotdeauna m-am simțit așa, am simțit că pe podium, pe piedestalul acela de pe vremuri, la catedră și în fața tablei, m-am simțit că totuși există și o parte de puțin asociat cu scena. Adică trebuie să vorbim copiilor pe înțelesul lor,
da? Chit că matematica, vă dați seama, la un anumit nivel, trebuia totuși ridicat la un anumit nivel, să interacționăm și firea mea de artist nu se poate, da. Cartea, pot să vorbesc despre carte două secunde? Cartea mea, i-am dedicat-o mamei mele, care m-a încurajat, versul reîntors în destin, da? Și așa. Coperta 4, da. I-am dedicat cartea mamei mele, care m-a încurajat să scriu, acesta este adevărul, mama mea, profesoara Adela Ionescu Ofelia, profesoară de biologie la Liceul Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești. A fost profesoara mea în liceu. Este cel de-al doilea eveniment pe care l-am pornit așa cu inițiativa unora dintre autori chiar și am stabilit să facem mai des astfel de întâlniri pentru că la prima întâlnire s-a dovedit a fi un moment foarte prielnic de a discuta, de a interacționa și atunci am ales să mai fie și a doua ediție. Emoții ceva? Văd așa un pic inima asta. Da, dintotdeauna o să am, da, inclusiv la citirea poeziilor mele, chiar și așa tot am emoții, deși le și știu pe de rost, dar nu îndrăznesc să le recit, așa că prefer să le citesc. Ce o să ne recitați, ce o să ne bucurăm? Despre ce poezie? Avem pe tema toamnei, după cum și titlul inițial am plecat de la ideea de toamnă, poezii în culorile toamnei, dar am rămas la Poetul Încetate, fiind mai cunoscut ca titlul de eveniment. Și voi recita Toamna dintre noi. Am văzut că ți-ai adus și un ajutor de nădejde. Da, fetița mea, care este mereu prezentă cu mine la toate evenimentele și îi place în mod deosebit și ea are propriile evenimente cu desenul. Ea e pe partea artistică cu desenul și merge și la poezii. Are emoții mami, ce zici? Da. Aha, și tu îi porți noroc, ești talismanul, e norocos. Da. Ok. Ce să zicem, mult succes și așteptăm cu interes și de ce nu o nouă ediție, nu? Da, sigur, va fi. Eu sunt și surprinsă și încântată, cu atât mai mult cu cât văd toate categoriile de vârstă. Țin minte că vorbeam de unăzi cu, de unăzi înseamnă de acum câțiva ani, dar cine mai numără, cu iubitori de poezie și de literatură și de cultură și chiar spunea, domnule, de zilele culturii călinescene ne-ar plăcea tare mult să se predea și ștafeta. Și iată că lucrul ăsta se întâmplă. Și eu vin însetată, curioasă, sigur o să plec îmbogățită de aici și încărcată, clar, pozitiv. Foarte multă lume ați anticipat corect următoarea întrebare. E o surpriză plăcută să constatăm că sunt generația, că e prezentă generația tânără și foarte tânără, dar și generația cu ghiocei la tâmplă. Adevărat, și nu doar că e prezentă în sală, ci că e prezentă pe listă, adică își vor prezenta din creațiile proprii. Nu neapărat o surpriză pentru mine, de exemplu, că toți tinerii pe care îi văd acolo sunt cunoscuți, adică am interacționat cu ei într-un moment sau altul și mă bucură că au îndrăznit. Trebuie să-i felicit în mod deosebit pe organizatori, clar gazda aceasta care este perfectă, minunată, ne invidiază multe orașe mari din țară și de dincolo de granițele țării. Repet, îi cunoșteam din anumite contexte didactice, mă rog, dar mi-a făcut plăcere că li s-a creat acest context grație organizatorilor și inițiatorilor acestui proiect. O întrebare pe final, așa, pentru că întâmplător sunteți profesor de limbă română, așa, mai iubesc tinerii poezia? Tinerii pe care îi cunosc eu iubesc poezia, că n-au încotro. Știți cum? Eu cred că nu există persoană care să nu iubească literatura și poezia. Trebuie doar să fie ajutate tinerele, vlăstarele sau tinerii să ajungă acolo și imediat ce au gustat din tortul ăsta minunat care te delectează și te dezvoltă și te rafinează și te cizelează și te înalță, nu mai poți face drumul înapoi. Este ireversibil. O prezență aparte a fost cea a grupului Metafore Comăneștene, coordonat de Miron Mădălina, care a contribuit cu recitaluri lirice impresionante, îmbogățind astfel evenimentul cu o notă distinctă de profunzime și eleganță. Evenimentul Poetul Încetate a fost nu doar o celebrare a poeziei, ci și o ocazie de a reînnoi legăturile culturale dintre generații și de a încuraja tinerii să se apropie de creația literară. Această ediție a demonstrat încă o dată că poezia rămâne o forță vie și relevantă în societatea contemporană, capabilă să aducă împreună oameni cu viziuni și experiențe diverse, dar uniți prin dragostea pentru artă.
În cadrul ultimei serii a serbărilor toamnei ce s-au desfășurat în comuna Dofteana, primarul Ioan Bujor a premiat-o pe Mihaela Valentina Cambei, vicecampioană olimpică și cetățean de onoare al comunei, cu o sumă de 10.000 de lei. În semn de recunoaștere pentru performanțele sale excepționale, o sală de sport și o stradă din comună vor purta numele ei. La eveniment au fost prezenți și antrenorii Gheorghe și Cristina Matei, cei care au ghidat-o pe Mihaela spre succes, dar și părinții și fratele campioanei, acesta din urmă promițând să-i calce pe urme. Gestul autorităților locale subliniază mândria și aprecierea comunității față de eforturile și succesul Mihaelei, oferind astfel o recunoaștere simbolică, dar și materială. Să putem să premiem emblema comunei Dofteana, Mihaela Cambei. Cu siguranță merită aplauzele noastre. Vedeți dumneavoastră acest meș, să zic că nu este banner, personal l-am făcut pentru cei care nu o cunoaște pe Mihaela Cambei, să o cunoască și să o vadă astăzi, un copil care locuiește pe strada Orizontului din comuna Dofteana, în apropierea Peții Dofteana, după cum vedeți dumneavoastră, și ne-a adus medalia de argint în România și în comuna Dofteana. Încărcat de cele mai mari emoții, personal, împreună cu familia Cambei Florin, deci părinții Maria și Cambei Florin, părinții lui Mihaela, am participat pe aeroportul Otopeni, acolo unde am primit-o cu un buchet de flori. Nu știam că o să vină și părinții, nu știam că o să vină și rudele apropiate, dar ne-am întâlnit la protocolul de pe aeroportul Otopeni împreună și a fost un moment emoțional în care a tras avionul chiar pe pista, acolo unde este primit doar numai președintele României, unde este primit primul ministru al României, și fiind prezent eu acolo, am așteptat-o cu un buchet de flori, acolo unde a coborât a treia dintre cei 70 de sportivi pe scara avionului, cu lacrimi, și mama striga să nu plângi. Paul Severin, jandarm băcăuan, a alergat 150 de kilometri la ultramaraton pentru a sprijini copiii cu autism. Paul Severin, jandarm din gruparea mobilă Bacău, a alergat 150 de kilometri pentru copiii cu autism. În perioada 14-15 septembrie 2024, pe plaja din Mamaia s-a desfășurat ultramaratonul de 24 de ore. Autism 24 de ore, Marea Neagră. Colegul nostru plutonier ajutant Severin Paul, aflat la prima participare la acest eveniment, a reușit să-și aducă contribuția la această cauză prin cei 150 de kilometri parcurși în 24 de ore, clasându-se pe primul loc în echipa jandarmeriei române, care a însumat un total de 1236 de kilometri parcurși, rezultat cu care echipa s-a clasat pe locul 9 din 100 de echipe participante. Paul a participat la nenumărate competiții naționale și internaționale, unde a obținut rezultate foarte bune, atât individual cât și în cadrul lotului României, dar spune că participarea la acest eveniment caritabil reprezintă cea mai importantă realizare a sa. Paul Severin spune: am inima plină de emoție și recunoștință la prima mea participare la evenimentul caritabil Autism 24. A face parte din echipa jandarmeriei și a alerga 150 de kilometri a fost o provocare fizică intensă, dar mai mult decât atât, a fost o călătorie emoțională profundă. Fiecare kilometru parcurs a fost mai mult decât un simplu exercițiu. În fiecare pas am simțit cum efortul meu contribuie la ceva mai mare decât mine, ajutându-i pe cei care au nevoie de sprijinul nostru. Mândria pe care o simt în această clipă nu se compară cu nimic altceva. Această experiență mi-a arătat că, deși putem simți uneori că suntem singuri în lupta noastră, împreună suntem puternici. Fiecare dintre noi are puterea de a schimba vieți, iar astăzi am dovedit că putem face acest lucru cu fiecare pas pe care îl facem. Aflat la noua ediție, Autism 24 de ore este un eveniment caritabil organizat pentru susținerea și promovarea cauzei copiilor cu autism. Plutonierul ajutant Severin Paul este jandarm în cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău din anul 2006. Felicitări, Paul, se arată în comunicatul transmis de gruparea mobilă de jandarmi Bacău.
Început de an școlar de nota 10 pentru elevii din Comănești, grație investițiilor în educație. Deputata PNL Cătălina Ciofu a postat pe rețelele de socializare un mesaj de susținere și entuziasm cu privire la debutul anului școlar 2024-2025 în Comănești. Aceasta a evidențiat îmbunătățirile majore aduse infrastructurii educaționale din oraș, subliniind că investițiile realizate cu sprijinul primarului Viorel Miron au transformat școlile într-un mediu de învățare de nota 10. Elevii din Comănești se bucură de dotări și infrastructură de ultimă generație, grație investițiilor recente în educație. Ministerul Educației a pus la dispoziție fondurile necesare pentru modernizarea școlilor, iar colaborarea dintre administrația locală și echipa managerială a instituțiilor de învățământ a fost exemplară, a declarat Cătălina Ciofu. Deputata Cătălina Ciofu a transmis un mesaj de încurajare a elevilor, subliniind importanța colaborării cu profesorii și părinții pentru a atinge performanța academică. În plus, ea a subliniat rolul crucial pe care profesorii îl joacă în dezvoltarea tinerilor, afirmând că aceștia trebuie să pună în valoare potențialul elevilor, mai ales în condițiile de învățare atât de favorabile. Și sunt profesor de nota 10. Îi cunosc pe majoritatea dintre ei, pentru că și eu am fost elevă în Comănești până la absolvirea liceului, a adăugat Ciofu, amintindu-și cu mândrie de legătura sa cu comunitatea locală. Deputata a încheiat mesajul transmițând succes și putere de muncă elevilor și profesorilor, încurajându-i să profite de noile condiții pentru a obține rezultate cât mai bune în acest an școlar. Cătălina Ciofu, deputată PNL, despre situația elevilor și bursele școlare din anul 2024-2025. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a făcut recent o scurtă informare cu privire la începutul anului școlar 2024-2025, menționând atât numărul elevilor înscriși, cât și al profesorilor care predau în instituțiile de învățământ din România. De asemenea, a subliniat importanța burselor școlare acordate pentru susținerea elevilor cu rezultate deosebite, dar și pentru cei care provin din medii defavorizate sau care urmează învățământul tehnologic. Ciofu a evidențiat că aproximativ 3 milioane de elevi au început cursurile pe 9 septembrie, fiind sprijiniți de un corp didactic format din 300.000 de profesori și personalul auxiliar. În contextul îmbunătățirii infrastructurii educaționale, peste 800 de școli sunt relocate temporar, aflându-se în proces de reabilitare sau modernizare, iar aproximativ 2200 de unități de învățământ sunt incluse în programul Masă Caldă, oferind mese zilnice pentru 650.000 de copii. Bursele școlare, un sprijin pentru excelență și reziliență. Un punct important al informării a fost cel legat de bursele școlare acordate în anul 2024-2025, care variază în funcție de performanțele academice, dar și de situația socioeconomică a elevilor. Bursă de excelență olimpică 1 între 750 și 3.000 de lei acordată elevilor care au obținut premii la olimpiadele internaționale. Bursă de excelență olimpică 2, 700 de lei pentru cei care au câștigat premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației. Bursă de merit minim 450 de lei, acordată pentru cel puțin 30% dintre elevii fiecarei clase de gimnaziu și liceu, cu o medie generală de minim 9,50. Bursă de reziliență 300 de lei pentru elevii din primele 30% care au avut o medie anuală între 7 și 9,50 sau cei cu afecțiuni oncologice sau cronice. Bursă socială minim 300 de lei pentru elevii din medii defavorizate. Bursă tehnologică minim 300 de lei destinată elevilor din învățământul profesional și tehnic. Bursă pentru mame minore, minim 700 de lei, oferită elevilor care au sub 18 ani și au copii în întreținere pentru a susține educația și integrarea lor școlară. Investiții în educație și sprijin pentru elevi. Cătălina Ciofu a subliniat că bursele oferite reprezintă un sprijin esențial pentru elevi, încurajând performanța academică și susținându-i pe cei din categorii vulnerabile. De asemenea, a subliniat importanța măsurilor luate de Ministerul Educației pentru a îmbunătăți condițiile din școli și a oferi un mediu educațional adecvat pentru toți elevii. Această informare vine într-un context în care România continuă să investească în modernizarea infrastructurii educaționale și în susținerea tinerelor generații pentru a asigura un viitor mai bun și o educație de calitate.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Miercuri 25 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 24 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Joi 26 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi parțial senin. Maxima zilei va ajunge până la 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Vineri 27 septembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!